văzut numai invitați din partea PSD-ului, lipsind cei de la partidele din opoziție și numărul mare de cetățeni de onoare sunt numai 25, dar Fiei Argeșului, 252 de Fiei Argeșului, o scenă plină în care până să termina secțiunea respectivă stăteau câte o oră până erau toți strigați. Cred că această acțiune, până la urmă, are în spate un iz electoral. Este regretabil că se încearcă pe toate căile de a câștiga vot cu vot, mai cu un ghiozdan, mai cu o diplomă. Eu cred că trebuie să încercăm să venim cu dezbateri și cu programe care vizează direct Argeșul și să eliminăm cât se poate cheltuielile astea, mai ales că e o perioadă de criză, să eliminăm cheltuielile care sunt mai mult pe distracții.